bună ziua! Îmi pare bine că ne-am reîntâlnit cu această expoziție după un final de tabără extraordinar, tabăra de la Bazoș, Barbizonul Banatului, care a avut un final fericit, un final frumos, din cauza pădurii, din cauza culorilor din pădure, artiștii au creat extraordinare în această perioadă. Din cauza pictorilor. Și din cauza pictorilor. Această expoziție urmează după tabăra de la Bazos și aș dori să ne spună câteva cuvinte domnul președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara, domnul Secherneș, care ne-a onorat cu prezența astăzi după masă și mulțumim de această cale. Îmi pare rău că gazdele noastre nu sunt prezente, mă gândesc la reprezentanții, funcționarii, demnitarii Consiliului Județean, dar fiindcă știu că sunt camere de supraveghere, că vor auzi și cum am făcut în repetate rânduri, în primul rând, mulțumesc Consiliului Județean că mi-a asigurat acest spațiu expozițional generos. Și domnul Olteanu este pentru prima dată în acest spațiu cu o expoziție și sper că dacă acel vis ca fosta fabrică de țigarete să devină un centru cultural cu hale uriașe, dintre care cred că una va deveni o galerie, sală expozițională și cred că domnul Olteanu va avea atâtea lucrări să umple și o ală uriașă cum sunt fabrica de țigarete. Fiindcă domnul Mihai Olteanu se numără printre artiștii foarte prolifici, foarte productivi, care lucrează mult și bine și, după cum ați aflat, am aflat, se angajează și în alte acțiuni, organizând tabere de creație sau ieșind peste graniță cu lucrări de artă. Eu, oricum, felicit pentru această expoziție, unde sunt prezente picturi în diferite genuri, de la compoziție, peisaje rustice și urbane, naturi statice, toate într-o cromatică foarte vie, foarte dinamică, foarte puternică și pentru tot ce a făcut și face pentru promovarea artei adevărate, artei de bun nivel. Dar despre artiști și despre tabără și despre expoziție, cred că domnul ținitor, comentator de artă, Marcel Iubitor, va spune mai multe. Îi dau cuvântul. Mulțumesc. Avem aici o expoziție, de fapt, dialog, o expoziție, un diptic, dacă se poate spune așa, alături de prietenul nostru, Mihai Olteanu, care expune lucrări din perioade mai vechi sau sunt câteva lucrări care nu le știu. El este un autor, cum spunea și domnul Secherneș, foarte harnic și, în același timp, devotat culorii penelului. Avem o expoziție în care lucrările lui intră într-un fel de dialog cu lucrările invitaților din Spania. Bazoșul a fost în această vară indiană, semivară indiană, pentru că nu prea a fost frumos decât două zile. Așa, restul a cam plouat. Asta nu a împiedicat însă să avem o tabără cu totul specială în care mi se pare 10? 10 artiști? 8 artiști din Spania și din Timișoara au onorat inițiativa lui Mihai, sprijinită de gestul de filantrop al artelor pe care îl face din mai mulți ani, de vreo 2-3 ani, nu? De 2 ani, profesorul Marian Gașpar.
Și primarul. Și primarul, și primarul comunei. Și șeful hotelului. Mare drag. Nu-i putem spune, nu-i putem numi pe toți Mihai, dar... Trebuia cândva în public. Da, în public și șeful hotelului. Nu patronul, nu mereu. Patronul. Ok, scuze. Îl salutăm și pe patron. De fapt, întâlnirea cu pictura lui Mihai este pentru mine întotdeauna o întâlnire paradoxală. Mihai este un personaj plin de energie, lucrurile se văd foarte clar pentru că el nu pune culoarea pe pânză sau pe carton, o așează cu o dinamică și cu o forță și cu, în același timp, o delicatețe care îi sunt speciale. E un pictor care aproape sculptează culoarea. Culorile lui de multe ori dau impresia unor forme ce țâșnesc din pagină și vin înspre tine. Au o sonoritate, au o corporalitate cu totul și cu totul specială. Ele, asemenea, să zic, unui post-fovism pe care îl știm cu toții, că dădea impresia unei fiare, de aici vine și cuvântul, unui fov, unei fiare desnățuite, însă Mihai nu are nimic din această agresivitate. El are, în opinia mea, așa cum îl știu de peste 30 de ani, el are în același timp o delicatețe a comportamentului. Cuvântul lui de ordine este întotdeauna iartă-mă, are o politețe cu totul și cu totul specială, în vreme ce în picturi are o virilitate și o forță de a cuprinde realitatea și de a-i da așezare. Fac o comparație, sigur, fără niciun fel de valorizare, o asemenea tărie a apropierii de realitate o are în pictura timișoreană Andrei Medinski. El are această apetență a realului pe care îl așează, însă la Medinski florile, peisajul, plenerul, sunt personajele. Mihai pictează peisaje, flori, interioare, într-un fel care dă seama despre o capacitate a lui de a înfrumusețea realitatea. Realitatea este, în același timp, ceea ce vede el, însă este ca și cum realitatea ar fi înfrumusețată și ar fi armonizată și ar fi adusă într-un fel de peisaj în care îți vine să stai. Asta este o parte a tablourilor lui. Există încă o parte, acum 3 ani, cred că ai expus la Cercul Militar, 3 ani cred că sunt, ai avut o perioadă mai întunecată. Sunt câteva tablouri aici, cu inclusiv, chiar dacă acest buchet, cu un fundal întunecos, în care Mihai încearcă să facă un fel de experiment. De data aceasta, personajul nu mai sunt formele, nu mai este morfologia florală, nu mai este morfologia plenerului, nu mai este morfologia străzii sau ceea ce vedem noi, ci este culoarea însăși. Culoarea însăși care iese din increat, din acel negru primordial și vine spre tine și încearcă, sau nu încearcă, de fapt produce o explozie de tonalități în care negrul rămâne de fapt aproape de nezărit. Sunt două instanțe ale raportului cu aceste tablouri, cu aceste pânze. Prima instanță în care ești covârșit, tabloul de acolo, de lângă scară, ilustrează cel mai bine acest lucru. Când te uiți prima oară la el, vezi negru, după care negru este dat la o parte și privirea se focalizează
înspre centrul buchetului, înspre lumea aceea colorată, care dă sens, dă ordine lumii. Am să închei spunând că Mihai este constant și reușește un lucru foarte important pentru mine, să sacrifice forma. Vedeți, uneori sunt părți care această vază de pildă, care nu are importanță morfologică, ea are importanță cromatică. Sacrifică forma, de ce? Spre câștigul acesta al întregului coloristic, ce devine în sine un peisaj. Acest interior de biserică, la fel, aici nu avem de-a face cu imagine din interiorul unei biserici catolice, cred, nu? Avem de-a face cu o emergență a tonurilor și a nuanțelor care descriu de la verde, vernil, înspre galben, spre toate aceste nuanțe ce compun, paradoxal, aici avem un exercițiu senzațional de fovism când ești lângă el și de impresionism când ești la 6-7 metri. Culorile se comportă asemenea personajului. Să reușești să ții în frâu această tensiune a culorilor este pentru mine semnul, de fapt, al unei elecții și al unui talent care pentru Mihai este mereu reluat și reluat, asemenea oricărui artist autentic. Îl felicit din inimă. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezență și dacă în Timișoara se face cultură zilnic, de dimineața până seara, e doar ceva bun. Nu e nimic rău în asta. Dacă s-ar suprapune și politicienii, și în fiecare zi, cel puțin 10-12 ore pe zi, ar face lucruri bune, cultura noastră ar fi și mai bine văzută, atât aici, cât și mai departe. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că Timișoara se va ridica, se ridică și va rămâne o capitală culturală a Europei. Să-i mulțumim cerului pentru că are culoarea albastră, iar Timișoara întotdeauna a privit spre cer. În 89 a așteptat de la cer o vreme, iar apoi și-a lăsat copiii să plece în cer doar de dragul libertății. Aceste lucruri mult mai mărunte încerc să le fac cu fiecare vernisaj. Și vreau să vă spun o veste superbă, că la închiderea celei de-a doua ediții a taberei de la Bazoș, poate nu timișorenii sau artiștii timișoreni au fost atât de dornici să dăruiască Timișoarei, de fapt nu Timișoarei, ci Bazoșului însăși, un muzeu de artă contemporană, cât artiștii spanioli din Madrid, care au venit să-mi propună această poveste de dragoste pentru Timișoara, pentru Bazoș, iar reprezentanții Bazoșului, în frunte cu primarul, au fost de dreptul fericiți să dăruiască o școală care nu mai are copii pentru artă, pentru cultură. Deci putem spune că Bazoșul, în curând, va naște un muzeu de artă contemporană. Sunt sigur că Timișoara are nevoie nu doar de un singur Bazoș, ci de mult, mult mai multe. Vă mulțumesc din suflet și vă invit la un pahar de vin.